Începând de vineri 4 aprilie, secția de boli infecțioase a Spitalului Județean de Urgență Zalău este operațională, dar în funcțiunea acesteia fiind posibilă la puțin peste o săptămână de la recepția lucrărilor de reabilitare și modernizare ale clădirii pavilionului exterior care o găzduiește. Potrivit reprezentanților Consiliului Județean Sălaj, proiectul a fost implementat într-un ritm susținut, întregul demers încheiindu-se în 24 de luni de la începerea lucrărilor. Mai mult, pe parcursul ultimelor săptămâni, administrația județeană a mobilizat peste 730.000 de lei pentru crearea și dotarea cu mobilier și echipament medical specific a unui modul special de anestezie și terapie intensivă pentru cazurile critice de persoane infectate cu coronavirus, având o capacitate prevăzută de 6 paturi cu saltea antiescară, 6 aparate de ventilație mecanică, 6 monitoare funcții vitale, 6 infuzomate, dar și o stație centrală de monitorizare și una de reducere a presiunii pentru oxigen medicinal, funcționalitățile acestui modul special de ATI putând fi activate și operaționalizate imediat în caz de necesitate. Astfel este asigurată pentru pacienți funcționalitatea acestei secții medicale și în actual context generat de criza sanitară. Secția de boli infecțioase a Spitalului Județean, cu o capacitate de 62 de paturi, 5 medici și 33 de asistenți medicali, infirmiere și îngrijitori, înscriindu-se pe lista spitalelor de suport pentru pacienții testați pozitiv sau suspecți cu coronavirus din județul Sălaj. În aceeași direcție a fost pregătită și secția de pneumologie.